În parohia Săliștea de Sus, din județul Maramureș, astăzi a fost zi de mare sărbătoare. Cu prilejul hramului bisericii de zid din localitate, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor de aici. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară. La slujba au luat parte oficialități, dar și un număr foarte mare de credincioși. Astăzi ne-a ajutat Dumnezeu să revenim după 4 ani și să slujim în vecinătatea bisericii Monument Istoric de secol 17, de la 1650, pe acest monumental altar de vară, în prezența a atât de multor credincioși, câteva mii de credincioși, care vin cu mari, cu mici, cu familia întreagă și aduc copiii, bătrânii, familiile noastre maramureșene și românești, își păstrează credința și împodobesc sărbătorile noastre sfinte. Preasfințitul părinte episcop Iustin a oferit ordinul Iustinian arhiepiscopul pentru clerici părintelui paroh Gavriș Vancea, părintelui Nicolae Pintea și primarului localității. Această localitate este o localitate unită și care trăiește după normele canonice și legea ortodoxă. Ceilalți 3 preoți slujitori care păstoresc comunitatea au fost hirotesiți iconomi. La final a avut loc un moment artistic. N-am la cine, n-am la cine să mă duc, numai ține.